Acum, pe scena, arată artă, urcă Retro Geek, Irina Sata și nimenata decât Ana Maria Bricovanu.
Unde n-au făcut niciun ban, dar au agățat Retro Geek, Ana Maria Brâncoveanu și Irina Zota. Da, bravo din sală, s-a aplaudat, s-a cântat. Oamenii nu încetează să aplaude, să strige. E o atmosferă incredibilă. E un vulcan care a rupt în Buzău în această seară, larva care vine spre noi. Vreți să fiu președintele vostru? N-are greu în țară spic câți are fan Retro Geek. Bota n-are decât Irina Zota! Mult mai șmecheră ca Gabriela Dameșteanu este doar Ana Maria Brâncoveanu! Trecem direct la note. Nu vreau să nu mai aud. Pentru că jurizarea a fost din partea publicului. Ce să văd? Evident, evident. Dar spuneam că asta... 10, Stefanie! S-a pornit o revoltă. Ce revoltă? Vreau să spun că asta mi se pare proba asta mult mai tare decât restul probelor, decât seriile. Sărituri, garduri. Da, 3-200 de metri garduri. Am auzit că... Cei mai buni dintre cei mai buni și cu să lucreze împreună e chiar fabulos. Exemplu de față, de momentul ăsta. E foarte, foarte tare, bravo, bravo. Hai, Dota, Larisa? 10! 10, Larisa! 10, Alexandru Nol! Și 10, Denis Imbrescu!
Retro Geek, Ilia Zota și Ana Maria Cumpredoru! Mulțumim, dragi!